început lucrările în Târgoviște la Centrul de Refacere și Reabilitare pentru militarii veterani din teatrele de operații. În noiembrie anul trecut s-au strâns aproape 25.000 de euro prin licitația susținută prin parteneriat de Observator și Antena 3, atunci când persoane publice, artiști, jurnaliști și oameni politici au donat diverse obiecte pentru susținerea acestui centru atât de util pentru eroii noștri. Colega noastră, Sonia Simionov, unul dintre cei mai mari promotori ai drepturilor veteranilor de război, cea care de altfel a fost și în Afganistan în misiuni cu unii dintre ei, este chiar acum alături de noi. Sonia, bine ai venit! Bine ai venit! A menționat încă de ieri că ești la Târgoviște și că ai asistat la lucrările de construire a acestui centru de recuperare pentru veteranii de război. Cum decurg? E un mic pas al unui vis foarte mare și ieri am asistat cu emoție, trebuie să recunosc, după ce am reușit să strângem această sumă, o fi mare, o fi mică, pentru noi e mare. Exact. Și au început lucrările și s-au montat geamuri și s-au montat uși și a fost acolo un haos total. Oricum în centru. Oricum ați filmat în tot timpul ăsta. Am văzut și teaser-ul tău de mai devreme, ați văzut stand-up-ul. Exact. Așa numim noi momentul ăla. Da, în care stand-up-ul de reporter, ca să spun așa. Dar nu are rost să-ți spun eu ce am făcut ieri la Târgoviște, pentru că am făcut un material destul de amplu, să știi despre asta. Bun. Și poți să-l vezi. Hai să-l vedem. Hai să-l vedem. Tinere cu părul negru, astăzi cu părul cărunt, o-o! Se spune că munca îl înnobilează pe om, iar muzica face totul mai ușor. Au început lucrările aici, la Centrul de Refacere și Reabilitare pentru militarii veterani din teatrele de război. Oamenii muncesc în acest moment pe o suprafață de aproximativ 2600 de metri pătrați. Deja au fost montate toate geamurile și astăzi au început lucrările pentru uși. 16 uși vor fi montate numai în aceste zile, iar iată că banii strânși la licitația din 1 noiembrie anul trecut deja își arată cu adevărat scopul. Cine oferă 2500 de euro? 10.000 de euro. What? Din sală s-au oferit 10.000 de euro. În total, aproape 25.000 de euro s-au strâns la licitația pentru dreptul la viață, o sumă care reprezintă doar un pas mic spre un vis mare. Orice bănuț strâns și contribuind aici e un pas pentru veterani. Orice bănuț strâns este o mare bucurie, sau cum să vă spun, o împlinire a noastră. Centrul de refacere pentru veterani din Târgoviște, ridicat pe un teren donat de primărie, va fi oaza de liniște unde militarii răniți în război se vor putea recupera alături de familiile lor din 2022. Dar pentru asta e nevoie de investiții mari, aproximativ 20 de milioane de euro. Până acum au reușit să strângă 10% din sumă, numai din donații, dar cu fiecare ban strâns, centrul prinde viață. Sub ochii plini de speranță ai veteranilor, muncitorii lucrează cu atenție, din respect pentru cei pe care și ei îi consideră eroi. Deja mi-am și imaginat unde vin țintele pentru arc. Să te antrenezi, nu? Da, este cum să faci și fizioterapie, să te și antrenezi, este un lucru foarte bun. Și având în vedere că spațiul este, ar fi și păcat. Până la sfârșitul acestei luni vor fi montate toate ușile, dar asta nu e suficient pentru ca centrul să funcționeze. Mai e nevoie de bani, trebuie să spunem asta. Da, este nevoie și este nevoie urgentă de cel puțin aproximativ 200.000 de euro, ca noi obiectivul nostru pe 2020 să ne-l finalizăm până în decembrie. Încercăm ca anul acesta cel puțin 4 laboratoare medicale să fie finalizate. Pentru asta, militarii au în continuare nevoie de noi, iar noi vom lupta pentru ca ei să își poată trata rănile de război într-un centru care le poate reda speranța acasă.